Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Despre permise și ridicarea permiselor, mai multe cazuri de șoferi care contestă cu succes ridicarea permiselor sugerează că a fost descoperită o portiță legală. Sau că noi am descoperit portița asta legală, că nu știam. Deci, pe scurt așa și foarte, foarte rezumat, practic, aparent, dacă șoferul scrie în procesul verbal de constatare a contravenției că nu e de acord, deci când l-a prins, așa, asta pare să fie suficient în instanță. Și chiar aș fi curios dacă vreunul dintre voi, cei care ne ascultați, dacă cineva a contestat cu succes în instanță o ridicare de permis și cum se face, dacă e vreun truc, vreo șmecherie. Adică nu dacă a fost... Eu, sincer, mă interesează dacă e vreun truc, nu dacă a fost pe bune, pe bune. Să sune cineva anonim și să spună, uite, domne, ce trebuie să faci și să recuperezi permisul. Sunt curios cum se face. Deci, până ne sunați voi, dacă ne sunați la 0372069599, vă zic ce am găsit. Este o mică anchetă în Adevărul și spune așa. Deci, în principiu, șoferii trebuie să demonstreze în instanță că polițistul n-a avut dreptate. Asta trebuie să faci, pentru că în instanță se pornește de la prezumția de temeinicie și legalitatea procesului verbal. Adică, cu alte cuvinte, legea consideră că agentul constatator aplică legea, știe și aplică legea, deci are dreptate. Și reclamantul trebuie să demonstreze exact contrariu. Adevărul a identificat aceste trei cazuri în care șoferii lăsați fără permis au reușit să-și anuleze sancțiunea pentru că au scris la mențiuni în procesul verbal că nu sunt de acord cu constatările. Ultimul caz de acest gen e unei șoferițe din Timișoara. Ea a fost amendată, lăsată fără permis pentru că vorbea la telefon. Sau așa, tu zici, a fost acuzată, da? Și n-a acordat prioritate la trecerea de pietoni. Ea a contestat procesul verbal, s-a dus în instanță. În primă fază a pierdut, dar fiți atenți, la apel a câștigat. Pentru că ea scrisese în procesul verbal, citez, nu este nimic real. M-am oprit la trecerea de pieton și am acordat prioritate de trecere pietonului care a trecut. Nu vorbea la telefon. Deci a scris că nu e adevărat. Și judecătorul a considerat că, și citez acum, acum e cuvântul polițistului împotriva cuvântului contravenientului. Deci ea n-a demonstrat nimic. Ca și polițistul. Se consideră că polițistul are dreptate că aplică legea și tu, în principiu, trebuie să dovedești, nu? Că nu minți. Dar fiți atent, judecătorul a constatat că, citez, petenta a dat dovadă de consecvență în declarații, adică a zis asta de la șocul, relatând aceeași versiune a evenimentelor încă din momentul sancționării sale, deci rezultă că în cauză s-a creat cel puțin o îndoială relativ la săvârșirea faptelor reținute, precum și la vinovăția petentei. Deci, dacă există o îndoială, judecătorul dă dreptate acuzatului, nu? Pentru că trebuie să-l condamn mai presus de orice îndoială rezonabilă. Deci trebuie măcar puțin tupeu. Dumitru e cu noi, să vedem dacă ne poate spune ceva. Bună dimineața! Neața. Salut, Dumitru! Bună dimineața! Am în familie o foarte bună prietenă avocat, da? Și ne-a spus, nu e nevoie să detaliezi, dacă nu ești de acord, este suficient să treci la comentarii cu obiecțiuni, atât. După care restul detaliilor și ce ai de comentat în momentul în care contești procesul verbal. Și în primul rând se uită după greșeli trecute în procesul verbal, gen, nu știu, nume, stradă, da, foarte multe cazuri câștigate pe chestia asta. Și în al doilea rând contează foarte mult completul de judecată și sunt multe cazuri în care poliția nu vine cu dovezi. Păi ce dovadă să vină dacă n-are filmare? Că aia ar fi dovadă, nu? Nici măcar nu se prezintă. Și merge, nu? Trimite... Da, 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 da. Pentru că se consideră că este cumva... Înțeles, e o îndoială, da, mulțumim. E o îndoială, exact, da, cum spunea și noastră mai devreme. Bun, gata, nu faceți așa, recunoașteți greșeala săvârșită, asumați-vă răspunderea, dar uite, aici e o portiță legală, cred, pe care am senzația că unii o speculează, că uite, se știe. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.